Bună dimineața! Astăzi o să discutăm despre durerile de spate, iar cei care petrec multe ore în fața calculatorului la birou sau depun muncă fizică sunt familiarizați cu durerile cervicale. Această durere poate avea multiple cauze. Una dintre cele mai frecvente este chiar deshidratarea discurilor intervertebrale. Discutăm despre acest aspect alături de kinetoterapeutul Alexandru Ilie. Bună dimineața! Mulțumesc pentru prezență! Bună dimineața, Andreea! Bună dimineața tuturor! Ce înseamnă această deshidratare? Are vreo legătură cu cât de multă apă bem? Într-o proporție foarte mică. Este una dintre condițiile importante. Să ne hidratăm, să bem între 3 și 4 litri parcursul verii, 2-3 litri în mod regular. Însă, pe lângă asta, avem nevoie să scoatem din tensiune aparatul nostru musculoscheletal. Ce înseamnă asta? Practic, să te odihnești cât mai frecvent posibil. Și asta o evidențiază, de fapt, studiile. Pentru că discurile noastre intervertebrale sunt structuri care, în proporție de 70%, au în consistența lor apă. Iar în momentul în care noi stăm în picioare, din cauza presiunii, efectiv, mecanice la care se adaugă gravitația, acest lichid, apa, începe să iasă afară din acest disc intervertebral. Iar șoferii, povesteam noi anterior, au putut observa cu ușurință dimineața că au tendința să regleze un pic oglinda retrovizoare. Ai văzut? În fiecare dimineață tot reglezi oglinzile. De ce? Pentru că seara ești mai scund, dimineața ești mai înalt, chiar cu 2-3 cm. Asta pentru că dimineața sunt odihnită și nu se poate simți această deshidratare a discurilor, nu? Dimineața suntem mai înalți, că ne-am odihnit pe parcursul, pe parcursul nopții. Eu m-am pregătit astăzi cu un mulaj. Sper să poată fi foarte elocvent pentru toți cei care ne urmăresc. Aici vreau să evidențiez un disc intervertebral cu o înălțime optimă, iar oamenii în cadrul radiografiilor pot vedea spații intervertebrale reduse, iar în acest mulaj vedem cum arată de fapt un proces de deshidratare intens împreună cu afectarea structurilor osoase. Deci de asta suntem mai înalți, pentru că acolo suntem mai hidratați. Aici este un disc intervertebral, exact, cu o înălțime optimă, iar aici este un disc intervertebral extrem de uzat. Atenție, studiile evidențiază că chiar și la 30-40 de ani poți prezenta modificări importante ale înălțimii discurilor intervertebrale din cauza solicitării neadecvate. Apropo de odihnă, odihnă înseamnă să stăm în pat la orizontală, nu să stăm înșezut, nu? Așa este. Din acest motiv l-am și adus pe Gicuță, pentru că vreau să evidențiez ceea ce acești oameni au spus în studiu pe care ei l-au realizat, faptul că etajul cervical este cel cu capacitatea de rehidratare cea mai crescută, urmată în apropiere de etajul toracal și în final de etajul lombar. Avem nevoie să stăm în așezat pe spate, da? Deci culcat de cubit dorsal sau de cubit lateral, de 4-5 ori pe zi. Evidențiază ei câte 5, maxim 10 minute, iar acest obicei pentru un lot de oameni sănătoși a condus la concluzia că etajul cervical, deci C1, C2, C3, C4, C5, C6 și C7, tot etajul cervical, a condus la o rehidratare observată în mod imagistic. Deci, practic, pe baza unui RMN au văzut faptul că înălțimea discurilor s-a rehidratat prin cultivarea acestui obicei. Suntem în perioada vacanțelor și mergem foarte mult cu mașina, mergem foarte mult și cu avionul, unii dintre noi. Ce facem astfel încât să nu ne doară gâtul sau ceafa, popular vorbind, astfel încât pentru stăm foarte mult timp jos și nu avem timp să stăm la orizontală sau să ne odihnim. Mai mergem și mult pe jos, ne odihnim doar seara. Perioada vacanței de obicei te scoate mult din sarcină. Da. Faptul că nu mai ești la fel de stresat, însă chiar dacă călătorești sau mai ales dacă și muncești, este important să reușești să oferi practic organismului tău un sistem de degrevare a stresului. Și în acest sens, eu astăzi am venit să vă arăt și un astfel de guler cervical. Sunt multiple astfel de gulere cervicale disponibile în piață, cu ajutorul cărora ele sunt gonflabile, practic se așează foarte ușor. Aici poți să și sprinzi la nivelul bărbiei și cu ajutorul unei asemenea pompe poți foarte ușor să umfli un pic și să preiei greutatea capului care era luată de către sistemul muscular cu ajutorul unei asemenea dispozitiv. Și astfel ne relaxăm zona cervicală. Prin acest obicei, practic, dacă utilizezi acest produs, de exemplu, de 3-4 ori pe zi, câte 5-10 minute, tu ai practic același beneficiu ca și cum ai sta întins, numai că ești la serviciu sau călătorești și poți să-ți rehidratezi discurile intervertebrale. Practic să te asiguri că statul prelungit la laptop, statul prelungit în fața unui monitor, nu mai produce acel efect consemnat în nenumărate studii de agravarea sănătății discurilor intervertebrale. De ce? Pentru că tu îți dai această odihnă și scoaterea din presiune, repet, a craniului asupra discurilor intervertebrale. Și practic ai parte de o sănătate la nivel discal. E vreo diferență între perna aceasta și cea pentru călătorie? Pentru că eu, de exemplu, când merg chiar și cu mașina și cu avionul, folosesc
acea pernă. Este o mare diferență, să știi, pentru că aceasta are posibilitatea cu aceste strapsuri să le securizezi la nivelul bărbiei și el îl transform ușor într-un echipament de elongație. Am să pun și pe aici asta. A fi foarte util în momentul în care vorbim despre hernii sau compresii discale. Pe de altă parte, într-adevăr, poți să-l utilizezi și ca un echipament de călătorie, ca o pernă de călătorie, dar fără aceste strapsuri. Practic, le dai ușor jos, l-ai desprins și în momentul respectiv îl reglezi pe înălțime, făcând câteva astfel de pompe și, practic, capul nu-ți mai cade stânga-dreapta. Da? E foarte util. E foarte, foarte util și eu recomand tuturor celor care călătoresc permanent, mai ales dacă știu că au tendința să adoarmă, pentru că acolo apar cele mai multe tensiuni inadecvate și traumatisme spontane la o simplă frână. Scade capul și apar fenomenele acestea de contracții pentru a se proteja. Sistemul nervos central intervine. Și ne strică și concediu. Cum ne poate rehidratăm aceste discuri intervertebrale, în afară de această odihnă, mai ține de ceva, nu știu, ține de exerciții, ține de greutatea noastră, ține și de ce mâncăm, desigur? Cel mai important mijloc de hidratare în dinamică este prin exercițiul fizic. Condiția de bază pentru a putea să hidratezi discurile intervertebrale este dată de faptul că tu ai nevoie să faci un proces de difuziune musculară. Ce înseamnă acest termen? Înseamnă un transfer al apei din interiorul musculaturii în discurile intervertebrale. Discurile sunt structuri nevascularizate. Deci nu au o conductă, un vas sangvin prin care să ajungă apa în interiorul său. În momentul în care tu faci activitate fizică, contracția musculară locală împinge realmente apa în interiorul discurilor intervertebrale. Acesta fiind fenomenul activ. Deci, practic, în momentul în care faci sport și dacă ai consumat suficientă apă, dar nu ești deshidratat și bei cel puțin 3-4 litri de apă acum pe parcursul verii, poți să te aștepți să ai parte de o rehidratare activă a discurilor intervertebrale. Mai spune-ne câteva ponturi astfel încât să nu ne doară spatele în concediu, pentru că la fel, mergem foarte mult timp pe jos și noi nu suntem obișnuiți să mergem atât pentru că vrem să vedem cât mai multe și apare durerea de spate. Cel mai important lucru, cred că, pe care putem să-l facem este din nou să ne odihnim când ajungem în cameră. Dacă se poate, picioarele să ridicăm ușor deasupra inimii pentru a scoate sistemul acesta de acumulare a limfei și a sistemului venos și, bineînțeles, să începem să facem în not, pentru că acum, în perioada de vară, avem piscinele care sunt încălzite, avem marea, da, care poate fi accesată din fericire și avem posibilitatea să facem un antrenament fără să avem presiune asupra coloanei vertebrale și asupra articulațiilor. Deci profitați cât puteți de mult de acum de apă și de sezonul cald, pentru că în notul este cunoscut și evidențiat nenumărate studii, că ajută foarte mult în sănătatea întregului sistem musculoscheletal. Și apropo de odihnă, ce spuneai, ajută și un stretching, atât dimineața cât și dacă mai la prânz. Permite și această cultură, ar fi fantastic. Însă, așa cum spuneai și tu, majoritatea când ajung în vacanță vor să viziteze cât mai multe lucruri și să spună, las că fac eu mișcare când voi ajunge acasă. Dar pauza și notul activ, deci o pauză activă pe care ei de obicei o iubesc să o facă, spun seara mă duc la spa sau hai să facem o baie noaptea în mare, genul acesta de activități pot fi extrem de eficiente. Stretching-ul este un instrument fantastic, dacă poți să apelezi la el, pentru a scoate tensiunile acestea acumulate de suprasarcină. Uite așa, avem și un concediu plăcut și fără durere de spate. Îți mulțumesc foarte mult pentru aceste sfaturi extrem de importante. Iar dacă prezentați o durere moderată în urma unui traumatism, mobilitate scăzută la nivel cervical, slăbiciune musculară constantă la nivelul unui braț sau durere cervicală severă, este cazul să vă prezentați la un medic. Durerea cervicală severă este cea care nu se ameliorează în 2 zile și care împiedică desfășurarea activităților obișnuite. Așa că până data viitoare, sănătate multă!